Bună și bine ați venit pe Tarotada! Pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia Capricorn, astăzi vom face Capricorn pentru săptămâna 1-7 ianuarie. Dragilor, vă rog să nu vă atribuiți nimic din ce auziți aici înainte să filtrați prin propria dumneavoastră rațiune. Dacă găsiți aici un mesaj cu care rezonați, folosiți-l înțelept. Vă mulțumesc și să vedem, dragul meu Capricorn, ce vine către tine în săptămâna 1-7 ianuarie, cu ce începeți anul, ce se prevestește pentru voi. Iubirea, anul acesta pentru voi va conta cel mai mult iubirea. Prima carte din citire este Cartea Îndrăgostiților și un nouă de aer. Un rege de apă și o regină de foc, împărăteasa și șapte de foc, foarte frumos, la capătul setului de cărți, regele de foc, wow! Aici aveți mulți pretendenți la inima voastră, pentru că știți cine sunteți, știți ce vreți și faceți loc iubirii în viața voastră în acest an. Această săptămână vă va aduce o persoană bună pentru voi. Veți cunoaște în această săptămână o persoană care să vă aline suferința. Aici este un nouă de aer. Nopți nedormite, gânduri nefondate. Vă întoarceți în energia trecutului și plângeți. Vă plângeți durerea. Dragilor, în această săptămână vă întindeți aripile și zburați către visul vostru. Pentru că aici, în această carte nouă de aer, așa este ilustrată. Vă cresc aripi și niciodată nu v-au trebuit aripi ca să puteți zbura. Visați la visul vostru și mergeți către el și aveți curaj în această săptămână. Îndrăzniți să manifestați ceea ce vă doriți voi. Aici este un șapte de foc. Este un unicorn care pleacă de pe stânca lui, ghidat corect de acești licurici. Pleacă. Și pleacă către această iubire, către această uniune. Cartea Îndrăgostiților decide acest unicorn să plece către visul lui. În această săptămână veți decide să mergeți către abundență, să mergeți către această împărăteasă. Vă veți simți ca niște împărătese sau ca niște împărați în această săptămână. Este abundență, este iubire, este prosperitate. Capricornul începe anul în forță. Aici aveți două persoane. O persoană în zodie de apă, rac, scorpion, pești și o persoană în zodie de foc. Leu, berbec sau săgetător. Sau un geamăn. O persoană care vine către voi să încununeze tot ce este mai frumos. Ceva ce nu ați trăit până acum. Condiția este să plecați de pe această stâncă și să ieșiți din aceste gânduri care vă țin ancorați într-un trecut. Lăsați în urmă, dragilor, în anul care trece aceste gânduri negre. Aici este noaptea neagră a sufletului. Nouă de spade, nouă de aer. Sunt gânduri, gânduri, gânduri. De ce ați stat, de ce ați făcut, de ce au făcut alții, de ce v-au făcut alții. Renunțați la ele, pentru că voi acum vă îndreptați către ceva foarte frumos, către ceva wow, pentru că sunteți regina de foc în această săptămână. Sunteți o persoană independentă, o persoană care îndrăzniți să cereți universului ce vă doriți. Regina de foc își ia, întinde mâinile și își ia. Face tot ce îi stă în puteri să-i fie bine. E independentă, e frumoasă, este creativă, este tot ce poate fi mai frumos. În această săptămână veți fi într-o zodie de foc, veți face foarte multe lucruri și veți manifesta această persoană iubitoare care va veni către voi. Aici este acest rege de apă care este empatic, este iubitor, este suportiv, este abundent și acest rege de foc care are o inimă de oferit, vine cu lumină în viața voastră. Veți avea de ales în această săptămână între mai mulți pretendenți. Aveți aici doi regi și o regină.
Dacă sunteți domni, va veni această regină de foc în viața voastră, iubitoare, blândă, sensibilă. Aici aveți un paj de pământ. Aveți energii care se deblochează acum în acest moment. Începe un an nou, fără Pluto, pe 20 iese. După această săptămână, Pluto iese din Capricorn și lasă Capricorn în pace. V-ați reinventat, v-ați tot reinventat, v-ați schimbat în ultimii 20 de ani de multe ori. Ați trecut prin tot ce se putea trece. Acesta este nouă de spade, vă reîntoarceți în acele energii în care a fost greu, în care ați suferit. Scăpați de ele, dragilor, pentru că v-ați învățat toate lecțiile și ați ieșit câștigători în propria voastră viață. Acest unicorn decide să plece de pe această stâncă și să plece spre o abundență desăvârșită. Aici este și un rege de pământ, sunteți voi în propria voastră viață, buni, stabili pentru voi. Persoana care se îndreaptă către voi este generoasă, este bună, poate fi mai în vârstă decât voi, indiferent dacă este doamnă sau domn, voi în această săptămână veți fi magicienii voștri, magicienii proprii voastre vieți. Aici este magicianul. Aici este Marea Preoteasă. Știți, au ieșit toți regii. Aveți și regele de foc, și regele de aer, și regele de pământ, și regele de apă. Aici este o bătălie pentru inima voastră. Multe energii magice. Este o frumusețe în această săptămână. Veți lua decizii la rece, cu calm. Gândite, ați avut timp 20 de ani să vă gândiți la tot ce vă doriți. Ați trecut prin foc și pară, ați trecut prin situații grele, limită. A venit timpul, dragilor, să se deblocheze în acest an toate energiile joase și să ascensionați, să urcați, pentru că aici aveți puterea. Sunteți puternici, scoateți această unealtă la suprafață și vă reinventați pentru că se poate, pentru că vreți, pentru că vă doriți să plecați de pe această stâncă. Capricornii ies din zona lor de confort. Ieși și pleci către o stea norocoasă, pleci către iubire, pleci către un vis care vrei să ți se împlinească și începi să manifesti acel suflet pereche, acel job, acea situație, acea stare, acea armonie, acea bucurie a sufletului de care ai atâta nevoie, începe Capricornul să se bucure în sfârșit de cine este, de cum este văzut, de cum se vede. Capricornul începe să se vadă frumos, ca o regină de foc, independentă, bună, benefică, ca o împărăteasă, abundentă, desăvârșită. Frumos pentru Capricorn. 1-7 ianuarie. Haideți să vedem și de aici două cărți. Intuiție. Trebuie să vă ascultați foarte bine intuiția, pentru că intuiția vă va spune tot ce aveți de făcut pe mai departe. Dacă vă veți asculta intuiția, veți ieși de aici, din acest nouă de spade și veți pleca de pe această stâncă. Dacă nu, veți mai rămâne o perioadă. Puteți în această săptămână să vă reinventați, manifestați, dragilor, pentru că trebuie. Această carte vă ghidează să cereți universului exact ce îți dorești. Iar în acest moment îți dorești să ieși din această zonă de confort care ți-a adus multă tristețe, care ți-a adus lacrimi, nopți nedormite și multă tristețe. Aici tot un foc, un semn de foc este, un leu, un berbec sau un săgetător. Va conta mult acest semn de foc pentru tine în această săptămână. Poate acum îl întâlnești, această persoană îți aduce soarele în viața ta, ca și aici este regele de foc.
Sunt multe persoane în jurul tău care visează la tine. Sunt persoane care vor să faci parte din viața lor. Aici trebuie să manifesti ce-ți dorești tu, ce-și dorește sufletul tău, pentru că va trebui să alegi între mai multe persoane. Va trebui să alegi ce viață îți dorești pentru tine. Iar Universul te îndeamnă să manifesti exact ce ai tu nevoie, să ceri Universului exact ce îți dorești, pentru că dorința se va împlini. Frumos pentru Capricorn, săptămâna 1-7 ianuarie vine acea persoană mult visată către voi, acel serviciu mult visat, acea situație, acea armonie, căldură a sufletului tău vine către tine. Toate persoanele pe care le veți întâlni în această săptămână sunt benefice pentru voi, vă ajută în diferite arii ale vieții dumneavoastră. Citirea începe cu Cartea Îndrăgostiților. Aici se numește Iubirea această carte. Va conta foarte mult în acest an pentru voi iubirea, dragilor, care vine în acest an către voi. În acest an veți găsi sufletul pereche. Poate chiar din prima săptămână, pentru că așa au ieșit aceste cărți. Haideți să vedem un sfat. Capricorn 1-7 ianuarie. Îngerul aventurii începe călătoria vieții tale, deschide o nouă pagină nescrisă din viața ta și scrieți un nou destin. Ești încurajat din această primă săptămână a noului an să pleci în aventura vieții tale, să deschizi o nouă filă din viața ta, pentru că toată viața ta se va echilibra. Vei merge aici către o familie împlinită, fericită, către un job bun, către o carieră bună pe care tu ți-o dorești, totul se echilibrează. Este multă abundență. Manifestați, dragilor, pentru că visurile se împlinesc. Crezi în tine. Este foarte important să ai credință, să crezi în tine că tot ce vrei vine la tine. Universul te ajută. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură. Vă doresc un 2024 de vis. Vă pup. Pa, pa!